Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit din nou la un nou vlog alături de mine, să petrecem o zi din viața unui culturist, să vă mai arăt ce fac, cum sunt, cum progresez în acest proces al meu de pus masă musculară pentru noua categorie. Momentan, domnilor, am 127 de kilograme jumătate, 128, aici fluctuează, dimineți unde arată 128, 127 jumate, poate depinde și de câtă apă beau cu o zi înainte, câtă retenție am sau câtă nu. Aici sunt foarte mulți factori. Tot ce vreau să spun este că știu că o să stagnez aici o perioadă, după care cântarul o să urce la fel. Am stagnat foarte mult și la 125 de kilograme, după aia am urcat foarte rapid la 127. Este ora 9, m-am trezit, mă pregătesc să fac cardio, să-mi fac băutura de dinainte de cardio. Băgăm cardio repede, după care începem cu prima masă a zilei. Ne facem mesele, mergem la antrenament, astăzi avem piept, cu toate că ieri a fost luni, însă lunea nu am piept, am spate. Nu sărbătorez Ziua Internațională a Pieptului. Bun, să începem. Avem prima dată glutamină, voi pune 10 grame. Așa. Foarte bună glutamina și pentru digestie. Sincer, am văzut niște studii postase streza ceva, că este folosită și a fost folosită și în unele tratamente de COVID, dar poate pe cât de rău a fost COVID-ul ăsta, cine știe câte scheme au fost și la cât nu se știe despre ce s-a întâmplat cu această boală. O lingură de intra. Așa. Foarte bun și la gust. O lingură de grinz. Frumos. Așa. O lingură de fapt două linguri, 10 grame de aminoacizi esențiali. Oare două, stăți așa, că parcă o lingură ocupa avea 5 grame, nu mai știu. Pare cam mare. A, nu, are 10 grame. Pun o cupă jumate. Mi se părea că are 5 grame de asta. Așa, și o lingură de BCA, tot aminoacizi. Frumos. Pac. Ar trebui și o lămâie, dar văd că nu am. Am fost pe drumuri zilele astea. Punem apă, frumos. Așa. Domnilor. Și amestecăm foarte ilegal și exuberant. Frumos. După care trebuie doar să mai servim. Bun, mă pun să-mi beau băutura, bag cardio și revin direct cu prima masă a zilei. Power shirt-celor. Cam așa e situația și pe picioare, domnilor. Pac. Crescut foarte mult și picioarele. Bun, și ne apucăm de cardio. Am zis că revin cu prima masă, dar am zis să vin și un pic de la cardio. Dacă o să mă întrebați ce firmă este bicicleta, Tomahawk, Tomahawk, cred că se cheamă firma. Așa. Și de acum pedalăm lejer, frumos, punem sângele în mișcare, ce rol are cardio pe stomacul gol? Pe are rolul de a accelera metabolismul, ajută la
sau previne apariția bolilor cardiovasculare, ajută foarte mult sistemul cardiovascular, crește apetitul, ne începem ziua activ și așa vom rămâne pe întreaga zi. Putem sta în formă și mânca mai multă mâncare, adică odată ce avem metabolism accelerat, putem mânca mai mult și în continuare să păstrăm o formă cât mai bună. Și vă dați seama, multe alte beneficii. Am înțeles că are beneficii și reglarea hormonilor. Și vă dați seama, multe alte beneficii. Rău nu are cum să ne facă, cred eu că doar bine. Deci, chiar dacă nu faceți culturism pe performanță, sau poate cochetați cu această zonă, sau poate vreți doar pentru sănătate, faceți dimineața 20-30 minute de cardio, de mișcare, bicicletă, dacă nu aveți bicicletă, ieșiți afară și vă plimbați, pur și simplu o plimbare, ajută foarte mult. Power, domnilor! Cum ai dormit? E bun, nu? Hai, eu mi-am făcut mâncare. Gata. Te așteptam, da? Bun, mă țin de promisiune și revin cu prima masă a zilei, care este compusă din 4 felii de pâine toast din secară, date prin 3 ouă întregi și făcute în tigaie. Uitați ce frumos! Așa, cremă de orez, un de migdale banană, un ceai foarte elegant. Mă scuzați, am căscat și voi mai veni cu un shake de proteine, pentru că în 3 ouă n-am destul de proteine. Bun, mâncăm și revenim cu update-ul. Vă pup șoriceilor. Ok, domnilor, am ajuns într-un final la sală, am făcut încălzirea. După cum bine v-am spus, astăzi voi lucra piept. Nu o să țin prea mult vorbărie, o să pun muzică și o să-i dăm așa un antrenament frumos, pentru că am mai explicat odată pe canalul meu de YouTube recent antrenamentul meu de piept și nu vreau să ne plictisim. După antrenament o să vă mai arăt mesele mele și așa mai departe. Deci haideți să dăm tare la piept. Haideți să fac repede și un rezumat ca să cine nu știe să știe ce fel fac la piept. Voi face un super set între fluturări la băncuța înclinată la scripete și fluturări la pec deck. După care voi face împins pe plan înclinat la Smith. După aia împins pe plan înclinat cu ganterele la băncuță. După aia împins la presă hammer. Hammer, am zis că am zis greșit. După aia fluturări de jos la scripeți cu concomitent cu flotări la paralele, pe care nu prea pot să le fac din cauza durerii de umăr, dar o să văd. Haideți să-i dăm forță!
Ok, șoriceilor, gata, antrenamentul. Am ajuns acasă. De fapt, este a doua zi. Am ajuns acasă, am mâncat, am pus camera la încărcat și acum am zis să fac finalul la acest vlog pentru că este de ajuns. Nu vreau să ne lungim câte jumătate de oră. Domnilor, nu am mai postat un vlog, văd, de vreo 11 zile. Aceasta este situația. Nu prea mi-a permis timpul. Nu o să renunț la YouTube pentru că îmi place foarte mult în continuare. Stați așa să dau microfonul. Doar că e perioada asta și la mine de acomodare. Programul ăsta îmi cam fură toată energia și tot timpul. Mă învârt uneori în cerc, cam toate zilele arată la fel. Simt că nu am ce să filmez sau ce să vă arăt, cu toate că aș avea foarte multe să vă ofer. Trecem noi și peste perioada asta, nu-i nicio problemă. O să începem și pregătirea, vine căldura, a venit primăvara, așa că totul va fi super, super ok. Domnilor, sper că v-a plăcut acest vlog. O să revin și cu altele, o să fac vlog și despre suplimente, o să fac vlog să vorbim și despre concursuri și așa mai departe. Dar până una altă, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați de share, like și subscribe. Nu uitați, domnilor, până data viitoare, mâncați sănătos, antrenați-vă, gândiți pozitiv și faceți ceea ce iubiți. Power!